Bine v-am regăsit! Am mai pregătit o întrebare pentru voi. Sper că sunteți nerăbdători să o auziți, dar sper de asemenea că sunteți nerăbdători să auziți răspunsul la întrebarea precedentă. La un concurs de dans pentru amatori organizat în București au participat și 4 perechi de dansatori care veneau din alte orașe. Cele 4 perechi au călătorit separat, fiecare cu un automobil, așa că nu s-au întâlnit până seara în holul hotelului în care erau cazați. O parte dintre cei 8 mai participaseră la astfel de concursuri, alții nu. Așa că unii dintre ei se mai întâlniseră, dar alții nu. Cei care nu se mai întâlniseră până atunci au dat mâna și s-au prezentat reciproc pentru a face cunoștință. Una dintre perechi era alcătuită din Ana și Bogdan. Din simplă curiozitate, Ana a avut ideea să-i întrebe pe toți ceilalți, inclusiv pe Bogdan, perechea ei, cu câte persoane a dat fiecare mâna. Și a avut surpriza să primească 7 răspunsuri diferite. Puteți, folosind doar această informație, să spuneți cu câte persoane a dat mâna Bogdan? Avem deci 4 perechi, adică 8 persoane, dintre care unele se cunosc, altele nu. Dar oare care este numărul maxim de persoane pe care cineva din acest grup ar putea să nu le cunoască? Păi să vedem, fiecare se cunoaște pe el însuși, mă rog, atât cât trebuie pentru treaba noastră, și își cunoaște partenerul sau partenera, pentru că au venit împreună. Așa că numărul maxim de persoane necunoscute este 6. Însă Ana a primit 7 răspunsuri diferite. Atunci singurul set posibil de 7 răspunsuri diferite este următorul. 0, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și am aflat deci ce răspunsuri a primit Ana. Să mergem mai departe. Ca să fie mai ușoară explicația, voi numi persoana care a dat mâna cu 6 persoane, persoana 6, persoana care a dat mâna cu 5, persoana 5 și așa mai departe. Sper să nu se supere pe mine persoana care n-a dat mâna cu nimeni, dacă o să-i spun persoana 0. Să luăm răspunsurile pe rând. Care este persoana cu care n-a dat mâna persoana 6? Păi nu poate fi decât partenerul sau partenera acestei persoane, pentru că cu el însuși n-a dat mâna. Dar asta înseamnă că toate persoanele, în afară de partenerul sau partenera persoanei 6, au dat mâna cu cel puțin o persoană, cu persoana 6. Deci niciuna dintre aceste persoane nu putea da răspunsul 0. Și atunci cine a dat răspunsul 0? Nu rămâne decât partenerul sau partenera persoanei 6. Și am aflat așa că persoana care a dat mâna cu 6 persoane are ca partener sau parteneră persoana care n-a dat mâna cu niciuna. Așa că știm deja că o pereche este alcătuită din persoanele 6 și 0. Mai departe, care sunt persoanele cu care n-a dat mâna persoana 5? Nu pot fi decât partenerul acelei persoane și persoana care a dat răspunsul 0. Dar asta înseamnă că toate celelalte persoane au dat mâna cu cel puțin 2 persoane, cu persoana 5 și cu persoana 6. Și atunci cine putea da răspunsul 1? Numai partenerul persoanei 5. Așa că am mai găsit o pereche 5 cu 1. Mai departe. Care sunt persoanele cu care n-a dat mâna persoana 4? Partenerul ei și persoanele care au spus 0, respectiv 1. Atunci, toate celelalte persoane au dat mâna cu cel puțin 3 persoane. Persoanele 6, 5 și 4. Iar asta înseamnă că persoana care a dat răspunsul 2 nu poate fi decât partenerul sau partenera persoanei 4, așa că mai avem o pereche. Dar din ceea ce am spus până aici, rezultă că perechea care a rămas nu poate fi decât perechea 3-3. Dar Ana a auzit o singură dată 3, ceea ce înseamnă că una dintre persoanele care au dat mâna cu 3 persoane este ea. Dar știm că cele 2 persoane care au dat mâna cu câte 3 alte persoane
formează o pereche, sunt parteneri. Așa că partenerul Anei, Bogdan, a dat și el mâna cu trei persoane. Răspunsul corect este deci că Bogdan a dat mâna cu trei persoane. Am primit trei răspunsuri corecte, unul de la Cristian Rusu și două de la Dumitru Antonie și Daniela Carmen Băluță, care au dat și raționamentul pe baza căruia au ajuns la această concluzie. Să trecem la întrebarea de azi. O întrebare mai veche din această serie, întrebarea cu numărul 46, a fost despre posibilitatea ca 9 din 10 persoane care poartă pălării albe sau negre, așa cum vedeți în desen, să poată ști fiecare ce culoare are pălăria pe care o poartă, bazându-se doar pe culorile pe care le aude spuse de cei din spate și de culorile pe care le vede în față. Vă recomand, dacă n-ați văzut acel material, să-l vedeți înainte de a încerca să găsiți răspunsul la întrebarea de azi, pentru că vă va ajuta să găsiți răspunsul corect, găsiți linkul în descriere. Am dat titlul acestui material, Pălării 2, pentru că va fi vorba despre o variantă mai complicată a întrebării 46 despre care tocmai v-am vorbit. De fapt, este o generalizare a acelei întrebări. De data asta va fi vorba despre 20 de persoane, dar nu aceasta este complicația majoră, ci faptul că acum pălăriile pot să aibă 4 culori. Pot să fie roșii, galbene, verzi sau albastre. Și acum vă prezint situația exact așa cum am prezentat-o în întrebarea 46, dar cu datele care se referă la complicația despre care v-am vorbit. Un grup de 20 de oameni participă la un test cu premii și grupului îi se face următorul instructaj. Veți fi așezați pe 20 de trepte, așa cum vedeți în desen, în așa fel încât fiecare poate să-i vadă doar pe cei care sunt în fața lui și din acel moment nimeni nu mai poate comunica cu ceilalți în niciun fel, nici prin cuvinte, nici prin gesturi, nici prin mișcări și nici n-are voie să se întoarcă ca să-i vadă pe cei din spate. Apoi vi se va pune pe cap fiecăruia, fără să o vedeți, câte o pălărie. Pălăriile pot fi roșii sau galbene sau verzi sau albastre, așa cum vedeți în desen. Și nimeni nu poate vedea ce culoare are pălăria pe care o poartă. Bineînțeles că distribuția culorilor pălăriilor va fi alta decât cea care apare în acest desen. După câteva minute, la un semnal sonor, trebuie să spuneți pe rând în ce ordine doriți ce culoare are pălăria pe care o purtați. Aveți voie să spuneți doar roșu sau galben sau verde sau albastru și o singură dată. Dacă cel puțin 19 persoane vor ști ce culoare are pălăria pe care o poartă, ați câștigat. Și acum vă lăsăm singuri, aveți la dispoziție o oră ca să stabiliți o strategie care vă poate aduce câștigul. Și întrebarea este, dacă ați face parte din grupul care a auzit acest instructaj și care urmează să participe la acest test, ați ști să propuneți o anumită strategie care să aducă câștigul? Și dacă da, care este strategia respectivă? Mulțumesc pentru atenție, la revedere!